Încă n-a început campania electorală, doamnă. Da, am luat listele de subscripție. Ah, deci încă nu a început, în o lună înainte de alegeri. Acum doar e perioada electorală când strâng semnături. Da, da, am început a colecta, deci colectez a doua zi. Colectez semnăturile, totodată îmi cunosc sătenii, cunosc situația din sat mai îndeaproape, inclusiv drumuri, lipsa apei și indignările despre mobila deteriorată. Am fost la primărie astăzi. Mobila deteriorată care prezintă pericol pentru sătieni. În ce fel prezintă pericol? Așa au scris în nota de concept A, în primarul. proiectul ăsta de reparație a primăriei? Da, da, da. Indică că deci mobila din birourile primăriei prezintă pericol pentru sătieni și pentru funcționari publici lumina rea, astfel vor obține o clădire estetică formată și deci un angajat mulțumit și un cetățean de servit. Apropo, m-au găsit trei viitori Alegători. alegători care să voteze pentru prima dată. Au împlinit 18 ani. Dar nu vor să se candideze? De candidat nu, dar adică ei așa entuziasmați, mi-au găsit număr de telefon, m-au sunat, au venit și au semnat, așa de bucuroși. Apropo, ei mă urmăresc. Una dintre ele are 20 de ani, pentru că atunci nu i-avea în 2019 ani, așa, dar altele două au 18 ani. Și cineva tot mi-a spus, zic, da, eu o să-i spun și băiatului să... Au decis, eu chiar... Deci Deci mai impresii active sunt despre... fetele, băieții sunt plecați la munci, peste hotare, da? Deci sunt și studenți încă. Adică impresii despre susținători, nu despre susținători, despre alegeri, despre felul cum arată satul meu și Păi dacă într-adevăr... semnează pentru Matas, într-un fel susținători, chiar dacă prin modificări la lege au voie să mai susțină un candidat, dar sunt potențiale alegători ai matale. Data trecut cât ai avut? 50 de semnături și 50 de voturi, da? 52 de semnături am avut și 50 de semnături, da. Și 50 de Dar voturi, da. am calculat mult mai mult de 50, pentru că, dar mai aveți liste, mai aveți liste. Urmează să mai colectez încă privitor la funcția de, în calitate de primar, candidez A, deci și... vrei să candidești la funcția de primar deja. Orest și tot știu, și tot știu, pentru că o să vă spun că zici, dar mă, ta, cred că ești ca un ghimb în călcâi, dar cred că trebuie să vedem ce este cu apa. Îmi doresc tare să aibă toată lumea apă, credeți-mă, toți să vedem de ce. Asta e unica mea dorință, să vedem de ce și cum trebuie, și eu știu și cum trebuie de făcut. De ce nu merge Nu, 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 nu este. sonda Nici aceea sau ce nu merge? Nu știm absolut nimic. Ah. Încă sonda o să vedem, cred că o să intre și corupția acolo. Noi nu știm, nu știm nici dacă este pompă, dacă nu este. Noi nu știm încă nimic. Dar poate să alimenteze mare parte din sat sau numai instituțiile sau pentru ce era au fost gândite? Instituțiile gata, le-a alimentat agentul economic. Primarul s-a spălat de pe mâini și noi tot așa ne-am luat de pe umeri o greutate. Instituțiile gata, numai să ia ca sătenii, cei care aduc voturi, iată, ei nu au apă. Și sonda Și are... impozite. Și impozite, da. Sonda are o putere mare, dar puterea e mai mică altcuiva care nici nu s-a implicat. Eu parcă atât aș vrea să Dar spun parcă după... mi-amintesc că ați mai făcut un apeduct de ape de suprafață, din izvoare, nu? Am făcut pe altă Pentru o stradă, anumită dar... mahală, da. Da, pe altă mahală. Dar și acolo trebuie să vedem să mai punem încă o cisternă, că alți săteni vor să se unească, că nici la ei nu este, că toți erau uniți așa, ba la fântână, ba la hidrofor, cum îi spune, pompă acvatică, de o inclus, sau pompă de asta
descufundat, cum se mai numește, nu vreau să o... Deci toți s-au adaptat, decât să meargă, să tot să plângă, să ceară, să... și-au făcut fântâni, au pus, și-au procurat câte o pompă de asta și asta așa se alimentează. Sunt mulțumită de către sătenii mei, că au încredere, sincer vă zic, sunt mulțumită. Au încredere că vom avea apă. Asta i-am zis, că în primul rând să vedem ce-i cu apa, după Până aceea la ne... apă să aveți alegeri, măcar să aibă de unde alege. Asta e important, e problema politică. Din câte Și am după aceea înțeles... speri că noul consiliu și cu noul primar, sau poate iată o primară, să facă treabă mai bună decât actualul și veșnicul primar. Din câte Candidează oare și el? am mai fost, a fost înaintată de la PAS tot o doamnă și de la socialiști consilier fost, care iarăși a fost înaintat și data trecută. Și am mai înțeles că încă un consilier, iarăși independent, din consilierul din actualul mandat, și el candidează. Tot la Și funcția de primar. nu am intrat tare în detalii pentru că mă întrebau se O să poate fie desemna. concurență mare, dar bun, bravo. Să vedem dacă adună toți semnături, că îmi pare că sunt mai mult de 50 de semnături acolo. Pentru primar 100, dar trebuie cu rezervă vreo câteva, că chiar și astăzi la mine au greșit vreo 2 și din acest motiv eu am să adun încă cu rezervă. Vreau să le spun mulțumesc sătenilor care au încredere și sper să acumulez numărul deci solicitat, adică numărul care este stabilit și să facem o schimbare. Dar cei care candidează de la partide n-au nevoie de semnături, numai independenții strâng semnături. Da, numai independenții, doar independenții, doar independenții și ceilalți Cam deja s-au înscris. discriminator. Asta e. Aici în România toată lumea trebuie să strângă semnături, și independenții, și partidele. Și Noi. nu... Și nu e un număr fix, îmi pare că e un procent din numărul de alegători sau din numărul populației, ceva de felul ăsta. Dar până or fi alegeri aici în România, deocamdată urmărim ce se întâmplă în Moldova. Vă Vă dorim mulțumesc. succes! Mulțumesc mult. Mai revin, că am un subiect mai interesant. Da, ținem legătura. Sănătate.